Sofia, fă cunoștință, părinții tăi. Salut, Sofia, noi suntem părinții tăi, Ina și Alex. Super, o să am o familie! Aceasta e casa ta! Sunt fericit că am adoptat-o! Da, acum suntem părinți, deși adoptivi, dar părinți. Da, draga mea! Vai, acum am odaia mea! Ce mișto! Tort! Pentru părinții mei iubiți! Mama! Tata! Pot să vă numesc așa? Sigur că poți! Nu pot să cred! Eu am pregătit pentru voi acest tort! Ce bravo e fiica noastră! Mulțumesc, tata! Singur ai făcut acest tort! Nu cumva ești vrăjitoare? Nu! Priviți ce băiat în mare! Liniște, acuși rezolv! Am rezolvat! Păianjenul nu mai este! Nici tortul meu nu mai este! Sofia, nu-ți fă griji! Da, oricum, nu a fost foarte gustos! Ce? Ce am făcut? Am vrut doar să o încurajez! Bravo! Ai încurajat-o! Ce? Aceasta este vecina noastră, Suzy. Am chemat-o să vă jucați. Să nu-ți fie urât. Salut, Suzy! Salut! Câți ani ai? Bine, fetelor, eu vă las! Mă mândresc foarte mult cu fetița noastră. Poate să-i facem un cadou? Hai! Dar ce? Nu are telefon bun. Poate să luăm un iPhone nou? Da, e o idee minunată! Îmi place să fac curățenie ascultând muzică! Cine ți-a făcut-o? Nimeni, eu, din neatenție, am căzut. Salut, Suzy! Sofia, tu cum te simți? Totul e bine, nu-ți fă griji. Iartă-mă încă o dată, eu nu am vrut. Mama! Bine, plec. Deci asta mama te-a lovit așa? Bă, nu m-a lovit nimeni, s-a întâmplat din neatenție. Știi, am citit, nu mi-aduc aminte unde, că părinții adoptivi cu timpul nu își mai iubesc copii. Ce vorbești? Unde ai citit? Pe TikTok am văzut. Da, sigur, pe TikTok poți învăța multe. Nu întotdeauna, dar încetează! Ina, dragoste vieții mele, de ce ești tristă? Eu sunt mamă rea! De ce vorbești așa?
Ce s-a întâmplat? Eu am lovit-o întâmplător pe Sofia cu mopul și acum are vânătaie pe față. Nu ai făcut-o intenționat. Se mai întâmplă. Nu crezi? Mă voi ierta vreodată? Sigur te voi ierta. Crezi? Atunci merg să gătesc ceva bunișor. Îmi pare bine că trăiești aici. Acum am cu cine să mă joc. Pot să intru? V-am copt niște biscuiți. Cred că ați flămânzit. Da, am flămânzit. Poftă bună! Foarte gustoși biscuiți. Da, gustoși. Sofia, dar ce ai pe față? Unde? Ce am? Nu știu cum să zic. Privește în oglindă. Oh, coșmar! Ce e asta? Nu știu, a apărut brusc. Ia de-mi biscuiții. Nuci? Sofia, ce ai pățit? La tine am vrut să întreb. De ce ai făcut asta? Eu? Nu am înțeles. Eu nimic nu am făcut. Biscuiții tăi. Sunt foarte gustoși biscuiții. Au nuci, dar eu sunt alergică la nuci. Nu am știut. Sofia, iartă-mă. Nu am știut. Sigur, nu ați fost prea întâmpinați. Sofia, ea acum sigur nu mă iubește. Cine a știut despre alergia aceasta? Eu. Și tu? Nu mi-ai zis? Am uitat, mi-a zburat din cap. Uf! Cred că ai dreptate. Am dreptate? Da, ai dreptate. Părinții nu mă iubesc. A, la asta te referi? Nu te îngrijora. Nu știu de ce am spus asta. Dar cum să explic asta? E doar coincidență. Ce mai întâmplă? Ai adus? Da, cheamă. Sofia, fetița noastră, vino! De ce m-ați chemat? Avem un cadou pentru tine. Cadou? Da, iată-l. E noul iPhone? Vă iubesc! Deschide-l mai repede! Ce-i asta? Nu seamănă cu noul iPhone! Ups! Iată deci! Ție ți-ai luat telefon nou, dar mie o vechetură? Alex! Și cum să înțeleg asta? Da, am cumpărat încă puțin și ajung acasă. Sofia, e greșeală! Da, la voi totul din greșeală se întâmplă! Alex! Întâmplător, am încurcat telefoanele! Cum poți încurca aceasta cu iPhone-ul? Tu crezi că eu port ochelari pentru frumusețe? De ce mereu este așa? Vrei binele, dar iese invers! Da, e greu să fii părinte! Ei totuși nu mă iubesc. Iar încerc, poate eu fac asta din greșeală. Da, de fiecare dată din greșeală. Am auzit deja asta. Înțelegi? Ea a devenit părinți recent. Cred că le este greu și lor. Ce e atât de greu să fii părinte? Dacă totul ar fi atât de ușor. Doar mă enervez, nici urmă de emoții pozitive. Dă-le timp, ei se vor învăța. Ce să învețe? Să mă iubească? Tu nu înțelegi, ei fac totul intenționat și apoi râd de mine. Crezi că doi oameni au adoptat un copil ca să-și bată joc de el și să râdă? Da, sigur! Iartă-mă, dar mai mare prostie nu am auzit. Da, cred că ai dreptate. Emoțiile, trebuie să mă liniștesc. Corect, liniștește-te și mai dă-le o șansă. Bine, o să încerc. Șansă că ai luat? Da, am luat.
atent, Taia, să nu strici poza. Ce fac ei acolo? Mă taie din poza de familie? Acum sunt convinsă că ei nu mă iubesc. Să mergem. Suzy, eu îmi strâng hainele. Ce s-a întâmplat de data aceasta? Am văzut cum au tăiat din poze de familie. Nu mai au nevoie de mine. Nici nu știu ce să zic. Nu-mi spune nimic, strâng hainele și plec la orfelinat. Îmi pare foarte rău. Pa! Sofia, putem intra? Avem o surpriză pentru tine. Noi te iubim, iartă-ne. Da, poate greșim des, dar promitem. Noi ne vom corecta. Recunoaștem, ne este greu să fim părinți. Dar noi te iubim. Da, și iată un cadou. Mama, tata, și eu vă iubesc. Suntem cei mai buni. Dar de ce strângi hainele? Nu contează. Mam, tat, sunt acasă. Ai. Dar ce e pe față, vânătoare? Nu, cumva ești vrăjitoare? Nu.